Bine v-am găsit astăzi cu o scurtă prezentare al unui range extender, se numește, mai pe românește un acumulator suplimentar care se poate instala pe downtube-ul bicicletei, îl legi la motor și astfel îți mărești autonomia. În cazul de față, acesta are 360W/h capacitate și o greutate de aproximativ 2 kg, care se adaugă acumulatorului deja instalat pe bicicletă de 640W/h, rezultând într-un total de 1000W/h. Ceea ce ar trebui să îți ofere o autonomie foarte mare, ceea ce înseamnă că poți să faci trasee foarte lungi cu o diferență de nivel considerabilă. Acum să scoatem din pungă accesoriile. Acesta este cablul cu care vom conecta range extenderul, acumulatorul la motorul bicicletei. Două șuruburi și asta e tot. Cred că e foarte simplu montajul. Și vă invit să veniți un pic mai aproape ca să vedeți exact ce fac aici. Trebuie să scăpăm de toate cele trei șuruburi de aici, în primul rând, ca să permitem noului acumulator să se așeze corespunzător. Așa, îl scoatem și pe ultimul. Apoi avem aceste două componente pe care se va prinde acumulatorul. Avem un front, un F și un R, bănuiesc de la front și rear. Asta înseamnă că pe acesta ar trebui să-l montăm sus. N-am imbusul corespunzător. Bine, îl lăsăm la mână momentan. Nu mă duc să-mi iau imbusul ăsta. Un 2,5 sau un 3 aici, nu-mi dau seama. Prindem provizoriu și rear-ul. Aici jos. Acesta de sus, de fapt, permite reglajul pe înălțime a acestei componente, de aceea se instalează aici sus. Îmi iau imbusul și redin. Uite cum s-a înfipt! Uite-l cum s-a înfipt! Nu e 2,5, este 3. Bun, hai să-l fixăm pe acesta de jos. O să vă uitați pe spatele acestui acumulator, o să vedeți că există acest locaș unde intră în partea de jos, iar în partea de sus trebuie introdus acumulatorul din lateral. E, cred, cât se poate de logic pentru toată lumea treaba asta. Și am pe aici, ar trebui să intre. Lăsăm suspendat pe acela un pic. Strâns. Gata. Atât, asta e tot. Deci am fixat acumulatorul pe cadru și acum trebuie să scoateți acest capac din cauciuc. Aici se află al doilea capac din cauciuc. Și să conectăm cele două piese împreună cu acest cablu al frăției. Mă rog, nu e neapărat cel mai estetic, dar nici rău nu e. Adică nu e foarte mare, vine frumos pe lângă acumulatorul ăsta. Dacă suferă cineva de imagine, bănuiesc că o să poată să treacă peste acest mic detaliu. Acum întrebarea rămâne, acest 31% de unde este? În acumulatorul lui? Dacă îl scop ăsta, se schimbă ceva? S-a închis. Îi dau drumul din nou. Hello. Hello to you too. 19%. Ok. Bun, deci funcționează, este instalat, evident acumulatorul suplimentar nu era încărcat 100%, dar important este că funcționează, s-a schimbat autonomia pe display în momentul în care am deconectat acumulatorul ce tocmai l-am instalat pe downtube. Și pe scurt, cam asta este povestea, puteți să citiți și un articol despre acest range extender, dar eu consider că aveți deja toate informațiile în acest film. Intrați totuși pe site pentru a verifica prețul și greutatea exactă. Trebuie să găsesc un motiv să vă chem și pe site. Bun, cam atât pentru astăzi, mulțumesc că m-ați urmărit, să ne revedem cu bine data viitoare. Cheers! 2, 2, 2, 2, 2.